Uite, ai două pachete de jeleuri. Și special ne-am străduit să luăm produsul să fie cât mai asemănător. De exemplu, aici sunt ursuleți și aici sunt ursuleți. Ca ție să-ți fie, nu știu, nu că mai complicat, dar într-adevăr ca să poți să faci o alegere destul de corectă, într-un fel. Mai greu. Aceasta știu că eu am văzut de multe ori, dar asta n-am văzut, dar e de la magazin. Uite, dacă vrei, le pipăi după ambalaj, cum îți pare ție, nu știu, ce poți tu să înțelegi la tei 9 ani. Și dacă vrei, eu îți deschid și tu goști. Un ursuleț zici și un ursuleț zici. La pipăit, aproape sunt la fel. La pipăit. Eu, de exemplu, ca un matur, am văzut o diferență între ambalaje când am pipăit. Dar sine nu le-a văzut. Așa. Iar și faptul că aici se deschide așa ușor și aici nu, asta tot este. Și acestea sunt foarte buni. Acesta e mai tare. Dar acesta e mai moale. Nu știu că... Cum crezi? Hai, părerea ta. Care este scump? Acesta este scump, dar acesta este ieftin. Corect! Da! Acesta este scump și acesta este ieftin. Și după prețurile din Republica Moldova, vreau să spun că acest pachet costă 14 lei 75 de bani, iar acesta 32 de lei și 5 bani. De peste două ori mai scump. A, și apropo, aici pe foaie, a văzut și Jasmina, aici nu este scris denumirea pachetului, doar scrie categoria jeleuri, spre exemplu, și prețurile. Ea nu știe care costă și cât. Acum doar i-am spus. Așa că, ca să facem o mică concluzie, face să dai mai mult sau nu? Acest pachet, da, este de o calitate mai bună și se deschide mai ușor, așa că fiecare copil să poată să deschide, dar... Gustul acesta mai mult mi-a plăcut, era mai pronunțat și sunt mai moi. De aceea și se rugumă mai ușor. Așa că faceți și voi concluzia ce este mai bine. Să dai mai mult bani și să iei ceva, nu știu, cu un pachet mai bun sau să iei ceva mai gustos. Sau, nu știu, fiecare are părerea și gustul lui. Da. Și noi trecem la runda a doua. Deci noi avem doi croissanți în față. Unul așa. Și unul, așa, Jasmina, tu testează pachetele și produsul din interior. Să dai, nu o să încerc să deschid, să mă văd dacă ușor să... Hai, ușor. Mai greu. Poate să arăzi ceva. Nu, Jasmina, deschid și este ușor. Să mă văd, mă întreb după mare, înainte să gust. Acesta e mai mare. Dar acesta e mai mic. Miroase. Și, apropo, iarăși ne-am luat cu același ingredient în interior, cu aceeași umplutură, special că ea se poate seseze două produse aproape identice, da? Dar se difere doar calitatea și prețul. Asta. Să gustăm acum. Așa. Este ajuns? Mă gândeam că, știi, în unele sunt chifle sau croasante, când muști, nu este umplutura. Muști, nu este umplutura. Și abia la mijloc, acolo puțin este. Care ți-a părut cel mai gustos? Asta. Asta. De ce? Aici are mai multă umplutură. Aici e o gaură mai mare cu ciocolată, dar aici e mai mică. Da, ciocolata de aici eu știu. Eu am mai mâncat mai multe ori. Dar de aici, cum este? Este moale sau este tare? Nu ne-am întâlnit că este și tare chiar. Tare s-a întărit. Nu știu, dar cred că acesta e mai scump. Dar acesta e mai ieftin. Deci, acesta este mai scump și acesta este mai ieftin. Și acesta este răspunsul corect! Bravo, Jasmina! Și iarăși, hai să privim prețurile. Acesta ieftin costă 3 lei și 25 de bani. Iar acesta mai scump, 8 lei 55 bani. Vă amintesc că după prețurile din Republica Moldova și lei sunt moldovenești, nu românești. Așa că, da, la gust ce să vă spun? Fiecare, iarăși, are gustul său și eu nu l-am gustat pe acesta încă, dar voi singuri, când gustați, vedeți, face sau nu face, să dați mai mulți bani sau puteți să luați ceva mai ieftin. Așa că trecem la runda următoare. Aha! Jasmina, aici avem două
Și tu va trebui să spui care este scump și ieftin. Eu nici pe asta nu cunosc, nici pe asta. Ok, foarte bine. Atunci e mult mai bine. Ok. Asta e una mai mare, întreagă. Dar eu parcă văd aici sunt așa bucățele micuțe. Așa. Hai să deschidem. Hai să deschidem. Uite, aici deodată ai ajuns la ciocolată. Acolo ai deschis una, apoi trebuie să deschizi alta. Deci, comparație, până când așa. Hai să deschidem acesta. Uite așa. O bucățică. Ue, eu tot sunt curios, sincer, că vreau să gust și eu, că n-am mâncat niciodată, niciuna, nici altă parcă. Împărător parcă este de poate lapte cu vanilie. Și o bucată din ciocolata a doua. Asta nimic n-are înăuntru, e simplu ciocolată. Ok. Ui, greu. Am îndoat să mă gustoasă și asta așa. Dar mai mult ne-a plăcut această ciocolată, mai gustoasă. Mai gustoasă totuși, da? Și cred că asta mai scumpă, dar asta e mai ieftină. Și iarăși ai răspuns corect! Iar? Da! Deci hai să vedem care este diferența de prețuri. Această ciocolată care este ieftină costă 5 lei și 10 bani. Iar această ciocolată care este scumpă costă 30 de lei și 95 de bani. Ciocolată? De 6 ori mai scumpă! Eu cred că merită, nu facem reclamă. Într-adevăr, gustul la ciocolată acesta este mai fals. Am mâncat diferite ciocolate, de la diferite branduri, de la diferite companii, de la din diferite țări și acesta se simte că este puțin de altă calitate. Așa că noi trecem la runda următoare și Jasmina iarăși a răspuns corect. Aha! Jasmina, ia că uite, tu ai două role. Aha, două role, așa și se spune. Testează-le așa. Miros frumos ăsta. Da? Da, asta nu. Wow. A, dacă miroase, poate asta e, poate să fie scumpă. Poate. Acum hai să vedem, s-a dezlipit, dar și s-a rupt puțin. Bucățicălă, s-a rupt ușor, dar aceasta și asta s-a rupt, ideal. S-a dezlipit, dar nu s-a rupt. Așa, da? Uite la grosime, eu cred că altfel asta nu știu cum de testat. Groasă, dar se puțin. Eu știu. E cam, aceasta miroase frumos. Așa. Și încă ea e mai groasă. Doi. Dar aceasta e mai subțire și n-are miros deloc. Da, dar când ai dezlipit-o, uite că și s-a rupt. Ok, hai, nu te mai încurc sau nu știu cum acolo. Spune și tu, care este scumpă și care este ieftină? Asta este ieftină, dar asta este scumpă. Și uimitor, dar Jasmina iarăși a răspuns corect. Și vă spun diferența de prețuri. Bravo! Uite! Nu înțeleg nimic. Aceasta costă 3,71 de bani o rolă, așa corect se spune. Iar aceasta costă 8,31 de bani bucata. Așa că, Jasmina, tu iarăși te-ai spravit, uimitor, dar ai procedat foarte înțelept. Ai fost foarte calculată. Bravo, Jasmina! Și noi trecem la următoarea rundă. Jasmina, tu ai două pachete de suc. Unul așa și unul așa. Era cât pe ce să spun care și ce. După mărime, ce este mai mare puțin, dar ce este puțin mai mic. Așa. Dar am observat încă ceva. Acesta e mai pătrat, dar acesta așa mai rotunjit este. Așa, ia uitați-vă la paieri. Poate și paieri le spun ceva, nu știu. Vezi vreo diferență ceva, în afară de culoare? Nu. Ok. Eu propun ca la toate produsele care se mănâncă sau se beau, să le guști. Ok. Dar nu știu de ce, mie îmi se pare că acesta mai scunde, dar acesta mai ieftin. Nu știu de ce. Hai mai să gustăm. Gustăm. Gustos. Gustos. Hai eu să pregătesc, sau nu, tu, că poate aplicarea aceasta tot îți va spune ceva, nu știu. Și eu testez pentru prima dată, așa ca și tine. Acest soc am mai văzut prin magazinul, acesta nu. Nu? Ui, curge. Ați poate să arăți ceva? Aha! De acesta? Asta e cu muzicuță, Jasmina. Posibil să fie mai scump.
muzicuță și fructe. Eu cred că acesta e mai scump, dar acesta e mai ieftin. Așa. Iată la runda aceasta, Jasmina a greșit. Acesta este mai ieftin, cu prețul de 6 lei și 75 de bani, iar acesta este mai scump, aproape de 2 ori, pentru că costă 13 lei și 75 de bani. Oricum, Jasmina, tu ai făcut așa o testare și așa ți-a părut. Dar tu ai dat mai mult sau mai puțin? Părerea ta doar. Mai puțin. El a luat totuși pe acesta, da? Da, de ce să cheltui mai mult bani dacă eu pot să iau mai multe sucuri și mai ieftine? Și dacă este la fel de gustos. Când se simte că este de proastă calitate, atunci nu trebuie. Dar dacă este gustos. Asta simt. Era gustos. Yes. Da, nu rău. Nici unul, nici altul. Dar voi decideți pentru voi ce ați cumpăra voi. Noi trecem la runda următoare. Tort? Da! Și aceasta este ultima rundă. Ui! Așa? Amândouă arată scumpe. Uite, noi iarăși le-am luat să fie cât mai asemănătoare una cu alta. Deci, pentru că să putem testa, știți, să fie o dreptate între cei ce testăm noi. Da. Că dacă avea să fie unul cu căpșune aici, cu nu știu ce, și unul de ciocolată, cum să le testez, știi? Da, de exemplu, aș gusta și acesta ar fi alt gust și acesta alt gust și eu nu aș înțelege deloc. Te uiți? Gust și ne spui părerea ta. A, miroși, exact. Pipă cu lingurița. Hai, rupe o bucățică și gustă. Așa. Nici eu nu ți-am ciocolată de aici de sus se lipește de lingură. Încă am observat că aici tot e din ciocolată și asta și asta. Aha. Și aici. Și blaturile, da? Da, mai mare bucată, că nu am simțit nimic. Așa. Cum este ciocolata de sus? Eu, după câte văd, deja este mai tare. Asta poate și se înseamnă ceva, nu? Bine că este o diferență oarecare și noi cumva putem să ne facem o imagine așa, o impresie. Nu știu. Nu știu. Dar la gust care ți-a plăcut mai tare? Acesta. Uh-huh. Ai putea da o explicație de ce acesta? Pentru că el e tot din ciocolată. Acesta nu știu de ce nu ne-a plăcut, pentru că are ca ceva parcă... Dar ce e asta? Cum crezi? La gust așa? Ai cunoscut? Nu, parcă este ceva o dulceață din ceva. Eu totuși vreau și eu să gust o bucățică. Să înțelegi și tu. Ceva foarte, foarte cunoscut, dar nu mi-aduc aminte ce. Eu cred că acesta e mai scump, dar acesta e mai ieftin. Da? De ce? Aici ciocolată se lipea și aici tot e din ciocolată. Dar orice care îi plac aceasta, apoi nu e doar cu ciocolată, tot aici e și ciocolată și dulceață și... Ok, Jasmina, eu am înțeles răspunsul tău. Acesta este scump și acesta este ieftin, corect? Da. Și la runda aceasta, Jasmina s-a greșit. Nu a răspuns corect. Acesta este mai scump și acesta este mai ieftin. Ca să vă dăm o explicație așa, nu putem pentru că, într-adevăr, nu le știm ingredientele. Dar chestia încă, cred că totuși este de gust. Cuiva poate să-i placă acesta, cuiva poate să-i placă acesta mai tare. Hai acum să vedem care este diferența de prețuri. Jasmina, uite, acesta costă 5 lei și 6 bani. Iar acesta costă 12 lei 87 de bani. Este mai scump de peste 2 ori. Așa că, nu știu, de exemplu, eu am putut să-i apreciez gustul, dar fiecare are gusturile lui. Așa că cumpărați cei ce vă place vouă. Dar acesta a fost filmulețul nostru de astăzi. Spuneți like, să curim, pa, pa! Pa!